Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum puteți să dați comandă pe Trendyol. Și, na, să începem. Uite, dacă vrem să comandăm niște tricouri, la prima comandă care o veți da pe Trendyol, vă va da o reducere, mega reducere de 50% la fiecare produs. De exemplu, hai să zicem că băgăm tricoul ăsta, da? Băgăm tricoul ăsta în coș, da? În Ima XL, da? Îl băgăm în coș, da? După cum vedeți, tricoul ăsta este 14 lei. Dacă băgați aici un cod de 50% la prima comandă, va costa 7 lei. Deci, e un tricou simplu, la asta e. Și apoi, să zicem, na, mai băgați, nu știu, orice tricou de aici. Îl băgăm, de exemplu, pe ăsta, na. Băgăm, nu știu, băgăm și noi un XL iar. Ok. Și, de exemplu, uite, tricoul acesta, cum vrei să-l băgați. Și atât. Selectăm mărimea. Cam astea sunt tricouri care vreau să le comand, să zicem. Am băgat Hero 20%, că ăsta mai am. Și vă găsiți 96 de lei. Dăm checkout. Și aici băgați folosiți ori card debit, ori prin PayPal, ori prin Google Pay. Da. Sau pe card. Dați, plasează comanda și plătiți cu cardul și faceți plată și ați comandat produsele. Aceste produse vor veni în maxim o săptămână jumate, două, și veți vă bucura de produse când vor veni. Dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și, de ce nu, să-mi dați un follow pe Instagram. Pe data viitoare, mai bine, prieteni, v-am pat! Ciao!